Mi-am amintesc că acum 3 ani am avut un interviu și doar așa de la distanță mă gândeam, oare cum o fi la Râșnă? Am vorbit cu profesorul Pepene care povestea că o să fie un festival, că seara o să fie niște proiecții sus, în cetate. Nu mai țineam minte nici cum arată cetatea, am tot imaginam așa, încercam să-mi imaginez de pentru un film istoric să mă reintroduc așa, să mă întorc în timp și să zic, Dumne, cum era oare? N-am ajuns nici atunci, nici în anii următori și anul ăsta a fost așa mai mult un concurs de împrejurări. De fapt, nu, am ajuns cu o mărturie anul trecut, a venit Radu Rădescu și a făcut un scurt interviu pentru că s-au oprit la un omagiu pentru Ștefan Iordache și i-am dat câteva cuvinte. Deci așa a fost, că tot a fost fantoma lui Caligari, umbra lui Caligari, a fost și umbra mea anul trecut în pace. Și anul ăsta am reușit să ajung și am constatat că îmi pare rău că am pierdut celelalte ediții și îmi pare rău și că am pierdut primele zile din festival, pentru că era atât de bine aranjat totul și atât de racord, încât chiar și filmele pe care le-am văzut aș fi vrut să le revăd. You must.
just remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. This thing goes by. O voce absolut încântătoare. Iar seara ne-am mutat sus în cetate pe un fric umplit, dar nimeni nu s-a plâns, pentru că l-am redescoperit pe Patrick Dever. Patrick Dever, un actor care a murit acum 30 de ani, la 35 de ani, și pe care a încercat să ne-l readucă în atenție Radu Rădescu cu un spectacol pe care îl văzusem la București, la Serendipity, și pe care l-am revăzut aici. Am văzut că a mai schimbat puțin, vezi, ăsta e avantajul unui happening, spre deosebire de film, unde, știi, conform bancului m-am dus de mai multe ori, văd, poate până la urmă nu-l omoară pe personajul principal. E, aici se mai poate schimba câte ceva. Și am retrăit momentele din viața acestui actor pe care lumea îl știe destul de puțin, deși a contat foarte tare. Era și el un hippie, că tot am vorbit de hippie mai devreme, și semăna amețitor mai apoi cu unul din personajele din filmele americane mute făcute după modelul doctorului Caligari. Vedeți ce frumos se leagă totul așa, de la un cap la altul. De fapt a fost o țesătură foarte fină, așa. O țesătură ca de păianjă în care îți face plăcere sau ca de borangic. Și asta tot într-o atmosferă de vacanță în care toată lumea te răsfață. Am stat la o pensiune care se cheamă REMS, așa foarte americanește. De fapt, REMS, între altele, știu, vine de la un nume, de la REMUS, dar știți că este și perioada aia adevărata noastră când visăm, care e foarte scurtă, dar poate fi foarte intensă, și cred că la asta aș putea să reduc întregul festival. A fost scurt, dar extrem de intens. Și apoi au fost din nou un spectacol cu Enea și cu doctorul Caligari, așa cum l-au luat ei, nu pot să zic că l-au plagiat americanii, dar nici foarte departe nu erau, cum spuneam, unul de personaje semăna cu Dever, deci istoria se repetă de fiecare dată, că la Râșnov, o să-i spun regalul Râșnov, există sală de cinema, nu se poate bucura orice oraș din România de treaba asta, deși ar fi fost normal, după 20 ceva de ani măcar să recuperăm sările de cinema. S-a întâmplat așa, eu știam că din expoziții că marii noștri pictori, eu de-abia ieșisem din școală, au lucrat foarte mult și foarte frumos la Balcic. Thank you.
doresc să felicit organizatorii Festivalul de Film de la Râșnov pentru festivalul care se desfășoară într-un loc foarte frumos pentru public, într-o regiune în care se întâmplă foarte multe lucruri, și sunt de părere că conceptul festivalului este foarte bine pus la punct și organizarea. Thank you.
I would like to say, like, in a bigger context, is coming back to Romania. I was in Romania 12 years ago when I was still studying, and it has been a very, very nice experience to come back. Transylvania is fantastic, the mountains that you have around, and also the people and the way one is welcome when one arrives, and in general the atmosphere of the little villages and the places. In the festival I felt very welcome from the start. Noi, elfi, zâne, toți și toate prinși la calul lui Hecate, vom fugi de soare și luna o vom urmări ca un vis. De v-a supărat povestea, joc de umbre, toate acestea, vreau să credeți, Doamne, Domn, că ați tras un pui de somn. Și că aceste vorbe goale cu care v-am dat în coale, care pentru noi s-au scris, sunt atâta doar. Eu, în general, aștept să fac cu nerăbdare totul și eventual chiar și cele pe care deja le-am văzut și aș putea să le revăd acolo, pentru că misterul cel mare și, de fapt, magia e tocmai să-l poți vedea cu un public de vacanță, cu un public de vacanță, dar care să iubească istoria, pentru că nu e așa orice fel de public de vacanță, nu e publicul doar care iese la un picnic, ci unul care vrea să și descopere niște lucruri și le putem vedea, dar pe, în egală măsură vreau să văd, să ascult și concerte, vreau să aud și prelegeri și nu, n-aș putea spune că mă concentrez exclusiv pe filme, că tocmai asta este farmecul festivalului și e atipic față de toate celelalte, pentru că dacă unele au și prelegeri și film, altele au și prelegeri și muzică, aici ai absolut de toate și mai ales cred că e locul în care mi-am făcut cei mai mulți prieteni simultan și sper să mai îi mulțesc și anul ăsta și unde m-am simțit extraordinar de bine, am fost mai răsfățată ca oriunde în altă parte.